Rio quero dizer é dois teve sangue, não? Não gogoja? Dá, dá. Dá quê? Dá, sentes dois teve, dá. Ai, chama. Formou assunto, não? Não gogoja? Dá, dá, sentes. Dá quê? Frumos, não! Vira de ser que são frumos! Acho que está mesmo a respeito da minha casa! O ter de estranho! Não! Não vou baixar! Dá, dá-me! Dá! Dá, checa, tem grito aí! Sentei ser frete, frumos, deste tempo, puternic! Mas já tu já tinha no sol e estava. É mal a mina, que tem nudos! Põe os tu! Probabil nu vrem să strice în vedere, că la soare te poți uita, dar la dumneavoastră, pa! Mersi, mă, lingăule. Da, putem să stăm de vorbă și pantuneric. Pantuneric de ce nu vrea, a? De ce nu vrea? De ce vrea trașcă? Nu știu, șeful, eu fi teamă să nu o complexați dumneavoastră cu vasta dumneavoastră cultură. Păi și atunci cum s-o cucerez, mă, că mi-e dragă ca... 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 gigogoasă metaforă, nu sta că... Casarea în ochi, na! Exact, mi-e dragă casarea în ochi să... Sarea măci, ce tare ochi, o metaforă mai dulce, mă! Camierea în ochi, na! Mă rog! Zici, Iorete, ce să fac? Facultate, domn Sergiu. Facultate? Păi da! Cum vine asta, mă? Păi, tipele de ziua de astăzi se uită ori după bărbați cu bani, ori după bărbați școliți, care are multă carte. Ori prima variantă în cazul dumneavoastră e exclusă că n-aveți așa mulți bani și nu rămâne decât facultăți. Bă, la asta nu m-am gândit, mă. Păi, Chiurete, nu ești tu prost degeaba. Să vezi că asta nu vrea să umble cu mine... din cauza că eu la școală multă să nu pare ea proastă. Vezi, doamne, adică eu nu-s titrat. Cu siguranță, șeful. Așa, a? E, dacă noi faci, eu mă, trei facultăți odată să nu știți mie, mă, la nouă, dacă nu o să umbliem asta în limbă după mine, mă. Așa, șeful, așa, fără milă, faceți-o praf. Praf, mă, mă, câte facultăți o să fac o goașă întrebare retoric? Câte facultăți să fac? Trei, faceți trei. Da, mă bucur că ești atent. Cele mai tari. Ce facultăți? Nu știu. Da. Păi nu știi, fii atent la mine, că ți-l explic eu, o să fac așa. Facultatea de Folmal, facultatea de Manele și facultatea de Tocma. Foarte bine. Vă să zic, mă scuzați, dar eu n-am auzit de... De unul care o să facă trei facultăți odată, n-ai auzit și nici o să mai auzi. Eu sunt primul, mă. Da, o să mă iubească, Ema! Cu alte gogoașe și pune mâna de te culcă, că mâine dimineața am de umblat o grămadă, stau smățitul de vorba aceea! Urcă-te o dată, gândi-mi! Hai, stingerea! Noapte bună! Șef, îmi pare rău, știți, dar eu am javrofobie. Ce, mă? Frică de câini să trăiți. Stai, fată liniștită, e pui! De-abia i-au dat colții. Aha, are și colți. Nu, îmi pare rău, va trebui să vă refuz. Dacă îi fac ceva în legitima apărare, Doamne ferește, nu trebuie. Să trăi, șeful. Mașina e pregătită, vă așteaptă în curte. Popăză, vezi că am adus cățelul lui nevastă mea aici, a? Să ai grijă de el până ne întoarcem. Că asta e iepure speriat de bombe. Dar are colți, mă. Nici o problemă, șeful, bazați-vă pe mine. Dar cum îl cheamă? E motoc. Ce motoc? Cât e lic, 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 lic. Băi, vezi că e pui. Ai grijă să nu-i faci ceva, că... S-o trăi șeful, dar se poate, vă bazați pe mine. Mergeți liniștit? Succes! Pa, la revedere. Aici? Succes! Mersi, dragă, mersi. A, ia zi, unde e cățelușul? Nu știu, cred că acolo. Ce toantă, e frică de un cățeluș. Ia să ne jucăm noi cu cățelușul. Lică, 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 lică. E motoc, e motoc. Hai la atac. E motoc.
adus cățelul lui nevastă mea aici, ia? Să ai grijă de el până ne întoarcem. Dă, Doamne, să vină repede! Da, unde s-o fi dus? Auzi, mă, George, tocmai în Maramureș te-ai gândit tu să mergem? Tu nu știi că și la Brana au agroturism? Măi, mama, vedem și noi locuri noi, nu? Da, și facem 2 zile pe drum. Facem 2 zile. Cu bijuteria asta câteva ore am ajuns. O să vezi tu, nu? Hai, hai să mergem. Auzi, mă, George. A. Ce o face săracul Ghemotoc? Stai, dragă, liniștită, că l-a lăsat pe mâini bune. E cu pupăză. Cred că deja s-au împrietenit. Aoleo! Că, Doamne, să-și tocească ghearele până nu găurește ușa ta, vreau să-l mor! Mamă! Gagicile, liber la distracție! A plecat șeful din oraș câteva zile și pot să vin și eu cu voi la Bayram. Ia ziceți, când e primul? Suntem în sesiune, acum mai subțire cu Bayramele. V-a lovit așa conștiinciozitatea dintr-o dată. Învățați și voi ziua și noaptea? Auzi, dragă, dacă ai chef de zbânțuială, îți dau site-ul nostru de la facultate pe care se anunță Bayramele. Intri frumos pe calculator și... Păi, da, dar eu nu cunosc pe nimeni. Dar ce, noi când mergem cunoaștem? Nu cunoaștem, dragă, e chef, ce trebuie să cunoști? Nu, dansezi, îl iei pe unul la bluz, înțelegi? Și de acolo te descurci tu că ești fată mare, ha? Bagă site-ul! Păi da, domn caporal, că suntem noi fraieri. Mârlanul o să facă 100 de facultăți și nu numai că o să o cucerească pe Ema, dar o să și avansezi în grad. Că pe ăștia cu studii superioare îi avansează la ofițeri. Da, băi, eu la asta nu m-am gândit. Da, bă, dar el oricum ne era superior, nu? Da, domn caporal, ne era, dar ia gândiți-vă dacă am face și noi facultate. N-am devenit și noi superiori? Ba, dacă am face facultatea mai repede decât Mârlanu, că facem și noi 2 ani într-unul, na? O să ajungem superiori înaintea lui. E, na? Da, bă, că noi suntem mai deștepți. Păi da. Să fim superiori lui Mârlanu. Bingo, băgoașe, te-ai prins. Păi, stați, bă, așa, voi credeți că facultățile astea e așa, floare la ureche, așa se face de ușor? Păi nu, domn caporal, n-a zis nimeni asta, dar gândiți-vă și dumneavoastră, n-ați dori să fiți așa titrat cum e Lori? Aoleu, și dacă se deșteaptă toanta și după aia... Ce ai zis, bă? Nu, mă scuzați, am vrut să zic că dacă se deșteaptă fata și n-o să vrea decât un prieten cu studii superioare, a? Nu vă dă papucii? Îmi dă papucii? Păi da. Auzi, bă, până la ce oră să faci, bă, înscriere la facultățile astea, ai? Dar nu ora e problema, domnul caporal. Nu știu dacă mai fi locuri. Ia, stai, bă, cum adică nu-s locuri pentru toți? Ucoașe, tu ești tâmpit? Sunt foarte puține locuri și e bătaie pe ele. Foarte puține locuri? Am găsit niște studenți marfă care vor să sărim peste partea cu dansul și să trecem direct la... Bravo, bravo! Și ce ai făcut? E chemat aici? Eu, ai nebunit! Vrei să afle sergentul? Le-am zis să găsească ei un loc de întâlnire și să mă anunțe și pe mine. Aha! Șefule, e marfă la facultate, să mor eu, ar trebui să veniți și dumneavoastră la cursuri. Adică nici n-ai fost bine 4-5 zile, o săptămână, că acum vrei să mă duc eu în locul tău, tu să-i ciulești, nu? Nu așa, șeful, să știți că noi mergem, dacă vreți veniți și dumneavoastră, e așa de mișto acolo, pe bune. Gagicile te agață ele, sigur, nu mai trebuie să te lupți tu pentru ele, serios? Să mor tu! Da, șeful, are dreptate, vă jur! Mamă, și știți cum sunt? Trec la treabă din prima! Pentru că nu au ele timp să piardă cu cofetărie, cu plimbări, cu nu știu ce au de învățat și trec la treabă din prima! Apa, de unde știți, mă? Da, șef, așa ne-a spus tipa cu care avem întâlnire. Ne-a zis așa, direct, de la obraz.
Auziți, băi, noi mai repetăm sau o dau dracu de carte și mai bine mă duc la Lori să repet, că în condițiile astea nu pot să repet. Gata, ho, că repetăm, citei asta atâta. Repetă, uite, bine, zi-te-o, încep-te-o primul. Bă, la două secunde, să nu uit. Foarte important, când mai plecați la șmecherii încolo, mă luați și pe mine, mă, s-a înțeles? Da. Deci, trebuie penal, trebuie internațional, Auzi, cățelușule? Uite, dacă îmi dai și mie câteva din biluțele alea de care papi tu acum, îți promit că... Îți promit că ți-au o botniță frumoasă când scap de aici. Dacă mai scap. Auzi, hai bagă câteva pe sub ușă, că știu că poți. Că tu ești un cățel inteligent. Dar ce zic eu inteligent? Ești genial. Ai putea fi chiar om. Exact. Hai, vrei? Ah, nu în cap? Stai așa, că facem altfel. Stai puțin. Uite, eu iau un bețișor frumos, deschid un pic ușa, îl dau spre tine și tu agăți de capătul lui pungulița, eu o trag la mine, iau câteva biluțe, după care ți le dau înapoi. Vrei? Da? Deci, onorată prestanță! Nu, domn sergent, onorată instanță! O, bă, ce vrei, dar abia am început facultatea, băi, am 4 ani de zile până ajuns să te învăț eu până... Ia mai lasă-mă, bă, cu dreptul tău în pace, zi, bagă tu cocoașă cu religia! Da, da, șeful fițată, deci trebuie să începeți așa. Dragi onoriași! Dragi punorași! Tu, doamne, iartă-mă, dar ce cuvinte aud așa ceva, nu se poate... Bă, ție nu ți-e rușine, bă, să mă scuip în față, bă, cum îți... Măi, și l-am dat eu cu mânuța mea, l-am dus la cele mai înalte școli bisericești, mă, eu l-am băgat, bă, la facultate, cel mă scuip acum, că te călcă în picioare! Nu, șefu, voiam să vă spun că dacă vreți să fiți student la teologie, n-am fost voie să pronunțați numele dracu! Păi și atunci ce să-i fac, bă, să-l mimez? Nu, șefu, dar este interzis să-i spuneți numele. Asta e. Cum dracu să nu... Tu, doamne, iartă-mă, că-ți cărească-i pe ce scuipa pe masă la mine? Cum să nu pronunț numele lui dracu dacă el e obiectul activității? Cum să nu-l pronunț, mă? Ia bera, nu, nu, la facultățile astea, în loc să te duci să-ți bage ceva în cap, mai rău o scoate din cap, mă. Domn sergent, dacă permiteți, vă face repede o disecție la nas, gât, urechi și puțin de... Ce lasă misturiu jos, că te crăb, dă-l în coace, dă-l în coace, că te nebunești, ce să tai tu mie, faci tu mie trisecție? Păi ce nu m-am dus când m-a tăiat pe mine, nu m-am spus la WC să stau să vă ascult vouă, dobitocerile, stau să mă tai tu acum? Că mă, lecțiile s-a închid pe ziua de azi, clar? Și o întrebare. Când vă mai duceți pe la facultate? Să știu și eu că aș merge și eu să văd și eu cum e viața de student, mă. Să dăm și noi ceva de fetiță, nu? Ți-au zis Maia unde vă întâlniți? Într-o sală de clasă. Nu că excitant? N-am mai făcut-o niciodată într-o școală. Poate vă prinde naibii cineva și ajungeți la ziar, ca liceenele alea porno. A, iure. Nani, nani, puișor, nani, nani, dormișor, nani, nani, cățeluș, ochii ți se închid acuși. Hai că a dormit. Fie ce-o fi acum, eu ies. Că mor nemâncat. S-au mâncat de câine, tot aia. Nu mă ascult sau vorbesc singură? Da,
mă, te ascult, vorbeai de pupăză. Nici nu știu ce să mă fac. Eu m-aș băga pe el, dar ce mă fac cu mărlanul? Știi că și asta îmi face avansuri. Mă trezesc, naibii, că... Sigur te trezești. Și eu zic să te potolești cu asta, că mărlanul e super ofticos și face urât rău la gelozie, da? Și e nebun după tine. E pe drac. Mă, dacă s-a înscris el la facultate doar ca să te cucerească, asta îmi spune multe. Auzi, Ancuța, dragă, dar dacă te rog eu, te rog să-mi faci tu vrăjeala cu pupăză. Pe mine? De ce eu? Păi ca să nu mă vadă mărlanul, dragă. Tu ești femeie, înțelegi cum se face. Tu, uite, tu poți să-l tragi pe pupăză de limbă să vezi dacă mă place. L-aș trage eu, dar altfel. Zi, mă ajuți? Mă, dar ție ți s-a pus pata pe pupăză așa, dintr-o dată? Mă, nu arată rău. Mie îmi spui? Da, dar nici bine n-arată. Bă, ce tare sunt! Ia-mi chiar 800 de puncte, nu? Că stare și la mate. Ce faci, strașcă? Dormi? Da, șeful. Adică nu șeful, dar... Nu, sincer, nu mai pot. Am obosit atât, am învățat și mă dor și ochii. Nu mai pot. Hai, lasă-mă. Păi dacă te ustură ochii, te poftesc să te duci la domnul caporal Chiorete, pe care l-am înscris la medicină. Sper că nu degeaba, să-ți rezolve problema. Șeful, să știți că trașca are dreptate. Învățatul ăsta este super obositor. Și adevărul ăsta e că nici nu suntem obișnuiți cu atâta învățătură. Păi eu, de exemplu, n-am mai stat cu o foaie de asta de hârtie în față de când făceam liniuțe și bastonașe. Mă iertați că vă spun. Auzi, Chiorete, eu zic să stai aia și să înveți că dacă nu scot toate bastonașele și liniuțele alea din caie și le rupă spinarea lui Madale. Te-am înțeles? Bă, vedeți că la facultățile astea ale noastre nu e fiecare de capul lui, bă, cum vrea el. Aci dacă nu suntem în stare să facem restanțele, să le luăm, le plătim, bă. Le plătim din buzunar, din soldele noastre. Și eu nu vreau să-mi pierd eu solda din cauza voastră că sunteți voi neatenți. Bă, atâta vă spun, aveți grijă. Calmintele ajungeți material didactic pentru colegiul Gogoașă. Care colegi? Gogoașe, care colegi? Popi, mă! Ia, liniște, Gogoaș, să vezi cum dai acum cu o singură săgeată 300 de puncte legată la uși cu spatele, mă! Sânge! Chiorete, ce mai păzești? Hai, la treabă, că ești pe meserie! Mor! Sau Gogoașă, mă rog, treci, hai, un parastas, dar să fie repede că avem de învățat. Mișca! Te-ai trezit, dragă? Ai stat tu tot timpul lângă mine? Ai făcut tu asta pentru mine? Mă rog, dacă doamna vrea să se servească, nu pot să o refuz. Că tu ai... Da, și tu ai profitat, porcule! Ce cauți mai aici lângă mine? M-a trimis șeful să iau... Săgeata de dart să-i o duc înapoi! Disperato! Sânge! Vezi? Ați luat recuzita? Da, șeful, am luat-o! Bun. Fiți atenți să fiți pregătiți să vă pună mama dracu să spuneți că n-ați putut să intrați în clasă cu mine la oral.
Că dacă mă lăsați de izbeliște, praful s-ar rece de voi, bă, pe mâna la colegii lui Gogoașe ajungeți, ăia cu... Șefo, îmi permiteți? Da, dacă nu putem să intru acum asta la examen, ce facem? Păi să poți, Gogoașe, să poți, că da, ești expert NATO în dechizări și în alte măgării. Să poți, că dacă mă lași de izbeliște și tu, poți să scrânți prăhodul, mă! Da, dar nu știu. Clar! Mărlanu să trăiți, ăsta să sfinția voastră, Mărlanu! Ia te rog un subiect de aici. Ce subiect ai tras, domnul Mărlanu? Imediat vă spun că n-am ochelarii la... Asta am tras taina spovedanii. Te ascult, fiule. Permite să chem și un enoriaș înăuntru ca să pară mai real, așa... Enoriașul? Da. Am eu unul, l-am adus aici ca să vedeți cum pare... Gogoașe, marș și coace, câte crap! Da, să trăiți, să rămână, părinte. Trece aceea la spovedanie. Capul la cutie, așa? Vă ascult, domnule student. Imediat, părinte, numai să-mi trec vocea. Că vreau să iau spovedania în curat, așa, în clar, că e frumoasă. E... Hai o dată, tâmpitule! Imediat. Ați zis ceva? Hai, nu făceam vocalize. Mame, vin, omul, să-mi trec să-mi fac vocea. Am găsit ce fucată, începe. Păi zi, 2, 3 și... Luați aminte, enoriașii mei, la cel ce se arată astăzi în fața domnului, păcătosul soldat Gogoașe, care vine să se spovedească în fața preotului spre iertarea păcatelor sale, făcute cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, cu știință sau fără știință. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne miluiește, preasfântă născătoare de Dumnezeu, zică mai departe, nu mai știu! Ce căutați amândoi? Am spus să intre doar unul. Prezent! Ce căutăm amândoi, șeful? Dar trebuia să fiu numai eu, doamnă, dar am fost la... La dentist, am foaie ca un floartă. Am fost la dentist și mi-a băgat un pansament și nu mă exprim prea clar, l-am luat pe el de translator ca să mă ajute, să înțelegeți și dumneavoastră. Mă rog. Subiectul dumneavoastră este noțiunea de drept și tipurile acestuia. Vă ascult. Câte tipuri de drept cunoașteți? Cunoaștem. Constituțional. Constipațional. Dreptul constipațional și... Poftim? A spus dreptul constituțional. Așa, ați văzut, v-am zis eu că de la pansament nu se înțelege prea clar ce... Mai departe. Mai departe, mai e... Drept penal. Mai e dreptul penal? Penal, nu penar. Penal, da. Penal, da, ăsta e penal, dar mi s-a oprit lui un pansament și a ieșit râd, da, așa e. Dar mai stai, drag, odată locului, că m-ai amețit de cap. Mă, dar dacă ai avut dreptate, mai bine mă duc și vorbesc personal cu pupăză. Aia ți-am spus de prima oară. Hai că în curând o să ajung mai expert în vrăjeală ca tine. Vei, hai să nu exagerăm, da? Stai jos. Ia zi-mă, unde sunt ăștia? Nu știu, șeful. Băi, du-te la infirmerie și vezi ce face nebuna aia de iepuraș, că-mi ține patul ocupat aiurea pentru o amărâtă de înțepătură. Da, să trăiți. Bine, hai. Ce faci, caporale? Bine, dar care-i treaba? Auzi, pupă, să te-ai mai gândit la ce ți-am zis eu atunci la bal? Ce mi-ai zis? Știi tu despre noi doi. Da, dar stai să nu ne vadă totuși cineva. Sergentul, a? Ce frică de el? Mie? De sergent? Cum să-mi fie fiică dragă? Păi uite ce... Sau nu-ți mai plac?
Nu-ți mai plac? Ha? Ba da, ba da, da. Da? Da, da, ce? Bă, da, momentan sunt cu iepuraș. Da, sunt cu iepuraș. Cu iepuraș? Da. Tu te mă de aici. Te mă de aici, voi. Dacă nu mă crezi, uite, vino cu mine să-ți arăt, da? Hai. Cine-i integralist? Cine-i integralist? Cine, mă? Eu, dragă, ce nu mă credeai în stare? Și tu ce cauți la aceea cu... Băi! Te grăb! Și ce cauți, mă, în fața mea, mă, neșimțită, nu știu că vă scotiți la amândoi acum! Și mie? Ție nu! Îți scoți ție de două ori, mă, ca să ies la număr, măgarul ăla! Băi! Termină-te! Dar, domn Sege, nu făceam nimic, vreau să mă duc cu Emma la Anca până la infirmerie, ca să o vadă. Păi ce, nu și-a revenit nici acum? Nu, nu și-a revenit. Păi mergeți repede, păi, mai stați, păi, doar mergeți, ai grijă că te telefonesc. Ia ziceți-mă, voi ce ați făcut la examene? Ați luat-o? Ce examene, domn Sergem? Păi noi n-am fost la examene, că a trebuit să mergem cu dumneavoastră. Ați ce uitat, domn Sergent? Uf. Domn Caporal, niște lecitină pentru domn Sergent. Cam vreo două camioane ar trebui, da. Dar să fie mai în sânge, că mie așa-mi place. Iubito! Iubito, sunt eu, trezește-te! Nici nu știi ce dor mi-a fost de tine! Doră? Fira al naiba de mincinos, marș de aici, marș, 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 că nu mai mănânc eu gogoșile tale, da? Hai, marș de aici, marș! Bă, da, voi, vă iubiți, mă, nu glumă! Am dracu gogoașă! Profită de mine că s-a mețită! Ce nu fi fost Van Damme? Mă, avem noi studenți în rândul nostru și eu nu am știut? Da, să trăiți! Și nu orice fel de studenți, ci integraliști! Trebuie să fiți mândru de noi! Mândru, a? Și restanțele astea... În valoare de 15 milioane de lei, venite pe adresa unității. Ce face șeful? Stați puțin că eu sunt hetero! Mă, taci, mă, cu tâmpenile tale! Băi, de astăzi înainte, în preajma lui Gogoașe, stai numai cu asta pe mâini, s-a înțeles? Da, da! Niciun dar! Știi că ăla este idiot! Păi ce vrei, Doamne ferește, să-l pognești din reflex, cum ziceai tu, și să dăm de belea? Păi dacă te dă în judecată ăla, mă, și trebuie să te prăjezi pe scaunul electric, vrei să am pe conștiință? Nu să drăgi. Păi și atunci, să nu te prind că le dai jos de la mâini, că... Doar în caz de urgență. Auzi, ce vă, pipinică, e caz de urgență? Nu! Bă, să știți că ar trebui să vă bucure și pe voi schimbarea asta de regulament. Că nu numai pe mine mă plăsnea sergentul, vă bătea și pe voi. Are dreptate prostul. Auzi, păi, ia nu mai mă porecli, că vezi că suntem de același grad și pot să te plăznesc dacă vreau. Gogoașă, dacă mai mă enervezi, te dau cu capul de volan de țar airbag-urile. Băi, stați puțină! Pe asta înseamnă că și eu pot să... Păi nu, cam același grad! M-am înfătat seama ce înseamnă asta! Wow! Ce înseamnă? Hai, mă treab, hai! Ariel, Ariel! Dă-i la geare! Domn sergent, 10.000! Ia mă tăția, dă-i tu, doamne, în buzunar! Ia, fără număr de la sergent! Dar nu-i cinstit așa ceva! Hai, Gogoașe, nu-i cinstit, dar-i profitabil!
Da, bine, o să vă reclam la domnul comandant. Ce faci, gogoașe? Te dai la superiori? Oh, oh, trașcă! De la tata, fără număr, dă-i! Așa, așa! Dă-i, dă-i și de patrână, mai dă-i 10 mici pătrâne! Dă-i, mă, dă-i și cu pumnul! Încă 10, bagă, bagă! Dă-i, 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 dă-i! Are! Auzi, băi, fiorete, lăsa-mă și pe asta, că mai am o treabă neapărat! Dar nu cum? Nu, mă! Ce dai, mă? Acum nu-ți mai e frică că ne prinde sergentul, a? Mie nu mi-a fost niciodată frică de sergent. Am vrut doar să te fierb așa un pic ca să fii mai fraged. Ce faci, pupăză? Știți, eu... Te omoară, mă, mincinoasă de norocit! Ce mi-ai spus tu mie, mă, că mă te pupi în fața mea cu curcul, cu nenoroci, cu sărmâile, cu fata, mă, de tot, mă minți în fața, mă, că... Nu mai dați că vă dau în judecată! Tu pe mine, mă, să mai zic, mă, mai dă-mă tu pe mine în judecată, că... Dar tu, nu mai dați! Lăsați-mă că-l omor, mă stinge prostii pe jur! Nu mai da! Dă-te-o! Mamă, știți-o! Scaunul electric, o să te mănânce umflatule! Păi mine, mă! Te omor! Idiotule! Iepuraș! Ordonați! Pleznește-l! Liber! Ce? Ce ți-am zis eu, mă, să nu scoți cătușele de la mâima? Da, șefu, dar Gogoașe nu era acolo, ce? Păi și pupăză ce e, mă? Nu-i tot grad inferior? Mă, dacă te dă în judecată, te-ai nenorocit. Și eu pe lângă tine, că eu semnez ordinul de execuție. O să am pe conștiință. Hai, șefu, că exagerați și dumneavoastră. Păi ce pupăză, la cât de tolomac e el, e în stare să mă dea pe mine în judecată. Unde mai pui că n-are nici avocat? Vă rog să mă scuzați. Am de înmânat o citație pentru numitul Mărlanu Ferdinand. Ce citație? Din partea clientului meu, Pupăză Marin. Prin prezenta se aduce la cunoștința numitului Mărlanu Ferdinand că este acționat în justiție pentru vătămare corporală deosebit de gravă și abuz de putere, conform noului regulament NATO. Bă, trașcă, eu cred că tu te-ai țigrit. Vă rog să vorbiți cuvincios, pentru că în calitate de viitor avocat aș putea să vă dau și eu în judecată pentru insultă adusă împotriva autorității. Mamă, dacă-ți bag una în botul ăla de avocat, dacă nu te... Păi, ai nebunit? Vrei să-ți agravezi situația? Păi ce mă gravezi, șefu? Că eu cum mâna mea l-a trimis la școala de avocat să fac o facultate, să ieși el om. Și acum mușcățâța de la care i-a dat mâna se sugă. Îmi pare foarte rău, domnule sergent. Când este vorba de lege, nu am tată, nu am mamă, nu am sergent. Deontologia profesională mă obligă. Ce mă obligă, ai? Da. E bine, trașcă, iar cu asta ta, dar recunoască că mai suntem noi de vorbă. Sigur că da. La tribunal? Asta mai lipsea. Proces în unitate. Idiotule! Iepuraș! Ordonați! Pleznește-l până mă calmez eu. Trici. Scaunul electric o să-l mănânce, vă spun eu. Auzi, bă, trașcă, dar nu e prea mult, mă, totuși, pentru o amărâtă de bătaie? Nu e, domn caporal, cum să fie? Trebuie să dăm un exemplu. Altfel, abuzul o să ne copleșească pe toți. O să se întindă, uite, așa ca... Electric. Drăguțe. Iepuraș? Alo! Nu te-ai chemat de asta. Trimite-l pe Gogoașa imediat la mine. Aori, Ricky. Și zici că tu l-ai băgat pe Gogoașa la teologie, mă? Da, să trăiți. Păi, ai noroc, mă, că așa are cine să te îngura pe moca, mă. Ce? Șefu, fac orice, nu vreau să mor! Ajutați-mă!
să treci. Da, mă. Ia zi, vrei să te avansezi caporal? Pe mine? Da. Bine, atunci cască urechile bine la mine. Domn caporal, medicul legal este? Este! Bravo! Martorul acuzării este? Este, este. Ai grijă, trebuie să fii foarte convingătoare când ai depoziția, da? Și dacă judecătorul vrea o reconstituire, să-i arăți exact, da, exact, cum îl bătea Mărlanu pe domn caporal Pupăză. Dar ce, crezi că am uitat? Păi stai să vezi, uite, îi dădea așa, îi dădea așa, după aia strângea de gât, după aia iar îi dădea așa, și iar așa, și iar îl strângea de gât. Și iar îi dădea. Că mă învinețești mai rău ca sergentul, mamă. Nu-i nimic, domn caporal, asta e chiar foarte bine, că dacă rănile dumneavoastră sunt proaspete, o să impresionăm pe jurați și mai tare. Iubiții mei enoriași, în calitatea mea de student la seminar Recte Viitor Popă, am a vă transmite câteva cuvinte de înaltă pioșenie. Voia Domnului este să vă iubiți aproapele ca pe voi înșivă și să nu lăsați cumva ca necuratul să-și vâre coada într-o a vă învrăjbi unul împotriva altuia. Auzi, Gogoașe, hai, la subiect că de gâjială ne-am săturat. Bagă! Iubiții mei, de ună zi a venit la mine această oiță rătăcită plângându-se ca o prigoniți. Voia Domnului este să vă iubiți. Să vă iubiți aproapele, ca pe voi înșivă, și să iertați celor care vă greșesc, chiar dacă au greșit mult sau puțin. Să mor tu! Auzi, ia întreabă tu, oița asta rătăcită, cine ți-a mâncat pachetul de la măta pe care l-ai primit azi dimineață? I-am primit pachetul de la mămica? Normal! Așa ne-a fost vorba începem cu astea! Nu vă luați, vă rog! Nu vreau să mă... Ei, bravo! Bis! Bravo! Iertați-mă, nu vreau să mor! Promit că în viața vieților mele nu mai dau o palmă la nimeni! Nu o să mai lovesc pe nimeni niciodată! Fiule, mai ai dreptul la o ultimă dorință. Spune-o! Da? Da. Atunci îmi doresc să fumez o țigară de foi în Cuba când eu avea 74 de ani. Tutunul dăunează grav sănătății. Ce vrei să mori? Ia, ține firele astea. Nu vreau să mor! Nu! Ajutor! Nu vreau să mor! Nu vreau să mor! Nu! Domn sergent, liniștiți-vă! A fost un vis, ați avut un coșmar! Serios? Serios! Atunci hai, stingerea! Voi și de mâine să nu mai prind unul pe la facultate, bă! Că uite-te, de la atâtea facultăți îți dai dracu și ultimul neuron îți strică somnul și ai numai coșmaruri. Ne-am înțeles, de mâine, fără facultate! Noapte bună, somnușor! Să trăiți, șefam, și o rugăminte la noastră. Vă rog frumos, puteți să mă degradați și pe mine să luați gradele. Lasă-mă, mă, că n-am timp acum, trebuie să citesc nou regulament NATO. Șeful, vă rog frumos, uite în genunchi, vă rog, eu luați-mi gradele mele și dați-le lui Pupăză, șeful. Bă, tu te-ai dilit? Să mor eu dacă nu, șeful, pe cuvântul cea mai scump, luați-mi grade, fă-i plan. Bine, mă, treaba ta, dă-le încoace. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
șeful? Ăștia de la NATO au nebunit? Păi bagă scaun electric pentru... Ce, sergent? Ce te oftici? Că mai poți tu să pleznești subalternii când vrei și cum vrei tu? Hai! Soldat, cum vorbești cu un superior? Curcă-mă! E tiscâns! Și dacă nu vrei, ce o să faci, mă? Îmi iei caii de la bicicletă, boii de la plug, lanțul de la termometru... Ce faci tu mie, mă? Sau te pomenesc că vrei să mă pleznești? Nu, mă, idiotule, te trimit direct pe scaunul electric. Conform noului regulament. Ești chior? Ia citește. Datorită creșterii numărului de acte de indisciplină din armată, se instaurează legea marțială. Astfel, orice act de nesupunere al soldaților în fața ordinelor superiorilor se va pedepsi prin electrocutare pe scaunul electric. Șeful, dați-mi gradele înapoi! Cu mâna mea eu l-am primit, eu l-am hrănit! La țâță de șerbe l-am grânt! Am luat-o rază, eu! Internați-mă! E pe partea... Pe tine! Exact! Ați văzut că e simplu, domn caporal? Justiția nu e doar oar... E și proastă! E varză cu carne! Vocea Domnului spune să vă iubiți pe voi! Să vă iubiți pe voi, să nu vă altceva pe voi! Să vă iubiți aproapele ca pe voi înși! Zi-o dată! Băi! Mă, și dacă nu câștigi? Ai auzit o acțiune? Hai, mă, că e târziu, mă, George, să-mi ce lumina!